Viperele sunt des întâlnite pe traseele montane, în special în această perioadă a anului după ce zăpada s-a topit. Comisia Medicală din cadrul Salvamont România face câteva recomandări în cazul mușcăturii de viperă. Potrivit specialiștilor, manifestările clinice ale mușcăturii de viperă depind de mai mulți factori. Cantitatea de venin injectat, localizarea mușcăturii, starea de sănătate a victimei. Veninul poate să ducă la apariția unor efecte atât locale cât și ale întregului organism, urmate rare ori de deces, decesele survenind în special la la copii din cauza unei doze mai mari de venin raportat la greutate, dar și la vârstnici. Semne și simptome ale mușcăturii de viperă: locale, urme ale mușcăturii, edem local, flictene hemoragice. Generale, febră, transpirații, grață, vărsături, durere abdominale, diaree, lipotimie, durere toracică, dificultăți de respirație, convulsii, comă, alte manifestări neurologice, hemoragii, urticarie, șoc anafilactic, edem al feței, al limbii, căilor aeriene, dificultăți de respirație, tensiune arterială, prăbușită, puls periferic nepalpabil. Măsurile de prim ajutor constau în liniștirea pacientului, evitarea mobilizării inutile acestuia. Acesta va fi așezat, întins pe spate sau în poziție poziție laterală de siguranță dacă este inconștient, într-un loc sigur la adăpost de un eventual alt atac al șarpelui. Apelarea numărului unic de urgență 112 sau a dispeceratului național Salvamont 0372126668 pentru a anunța evenimentul și a oferi detalii asupra stării victimei și a localizării acesteia, eventual coordonate GPS. Se curăță plaga cu apă oxigenată sau cu apă curată. Se scot eventualele inele, brățări sau alte asemenea de la nivelul membrului mușcat, deoarece în caz de apariția edemului, înlăturarea lor va fi foarte dificilă, iar acestea vor acționa ca un garou. Proximal de plagă mușcată se aplică un pansament cu o fașă elastică pentru a încetini diseminarea veninului pe cale limfatică. Bandajul elastic se scoate numai la spital după administrarea serului antiviperin dacă acesta este indicat. Bandajul nu trebuie aplicat prea strâns pentru a nu împiedica circulația sanguină arterială, cât să se poată introduce un deget sub bandaj. Atenție, nu se practică incizii sau cauterizări la nivelul mușcăturii. Nu se stoarce plaga. Nu se recomandă aplicare de gheață sau garou. Nu se aplică diverse substanțe sau curent electric la nivelul plăgii. Nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de aspirație a veninului. Nu se aspiră veninul cu gura. Membrul mușcat se imobilizează într-o atelă pentru a împiedica contracțiile musculare care favorizează circulația limfatică. Membrul respectiv va fi menținut în poziție neutră sau mai jos decât nivelul cordului și nu mai sus decât acesta. Serul antifiperin se va administra doar la spital dacă gradul de toxicitate este moderat sever.